Suntem înaintea Cuvântului Sfintelor Scripturi, cuvânt de învățătură, cuvânt care nu este doar pentru un bagaj de cunoștințe, ca să avem ce să spunem altora, sau dacă suntem întrebați să arătăm că știm, și întotdeauna cuvântul care îl auzim, care îl cunoaștem din această carte sfântă, are loc în viața noastră ca să fie aplicat. Fără de rost este să ai capul plin de cunoștință dacă nu știi cum să le aplici, să te folosești de el. Că până la urmă, inteligentul nu este omul care strânge mult. E bine să ai o capacitate mare de memorare și de strâns informația în mintea ta. Și inteligentul este omul care, atunci când are nevoie de o informație, știe de unde să o ia. Dumnezeu să ne ajute. Atunci când avem nevoie de informație, atunci când avem nevoie de ceva care să ne ajute în viața de zi cu zi, mai presus de tot ceea ce ar putea exista în librării. Nu că nu sunt bune, literatura e bună, cărțile de știință sunt bune, dar mai presus de toate, permiteți-mi să spun. Regina tuturor cărților din lumea aceasta este Sfânta Scriptură. Este cartea pe care a inspirat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt slujitorilor Lui și a fost scris. Și dacă avem nevoie de ceva astăzi, în vremea aceasta, avem nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere al vieții noastre, învățăm la școală, sunt profesori pregătiți, care ne învață, ne predau, ne pregătesc pentru viața aceasta. Ca să ajungem, unii dintre dumneavoastră, poate medici, așa mai departe, ingineri, oameni de afaceri, oameni pe care societatea să se bazeze. Dar mai presus de toate, ca și domeniul acesta al activităților noastre de zi cu zi, să putem să fim cu adevărat eficienți și corecți față de Dumnezeu și corecți față de societatea în care suntem puși pentru o vreme, este nevoie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie din belșug în viața noastră. Dragul meu, acel care în această seară mă ascult, fără de lumină, fără de cuvântul acesta, nu poți să mergi în lumea aceasta și să ai garanția binecuvântării lui Dumnezeu. Să ai garanția ocrotirii lui Dumnezeu. Să ai garanția că acel care cunoaște viitorul tău, care scrie cu însă și mâna lui istoria, este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a hotărât ca eu și dumneata într-o perioadă din istoria aceasta să existăm pe pământul acesta și cu noi vrea să scrie ceva, aș dori ca în dreptul meu sau în dreptul tău sau în dreptul nostru Dumnezeu prin viața noastră să scrie voia Lui. Să scrie planul Său. Să scrie ceea ce El dorește. Să știu că atâta timp cât am trăit, un număr de ani mai puțin sau mai mult, Dumnezeu știe. Să știu că am fost în mâna Lui. Și El a fost acela care a găsit plăcere să mă folosească sau să ne folosească. Și cum se poate? Că ați observat textul care a fost citit, are multe învățături, are un bagaj extraordinar de învățături. Nu le putem exprima într-un program de 2 ore. Nu pot să spun într-un mesaj de 30 de minute, că psihologii spun că mesajul cel mai bun e 20-30 de minute. Rămân mai foarte bine reținut în mintea omului. Nu pot să-l exprim. Dar pot să arăt în această seară. Calea cea nouă pe care Domnul Hristos a trasat-o este cea mai binecuvântată cale. Este dorința inimii mele să calc în urma pașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Să fiu acel care să am ochii ațintiți înspre El. El să fie modelul meu. El să fie exemplul meu. Să pot să calc în urma pașilor. Cartea Evrei este adresată în mod expres creștinilor care s-au întors, care au crezut în Iisus Hristos. În mintea lor, în educația lor, era legea lui Moise. Știau tot ceea ce înseamnă ritualul vechi testamental. Pentru ei, templul, pentru ei cortul, însemna foarte mult. Și slava lui Dumnezeu care era acolo, arăta prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, unde era chibotul, unde era în chibot, era tablele legii, era vasul acela cu mană și era cu el cu Aron.
Așa cum bine știți și cred că biserica știe, au citit, deasupra chivotului erau acei cherubim față în față, cu aripile întinse din aur și se atingeau aripile și erau deasupra acelui chivot, asupra capacului acelei lăzi și slava lui Dumnezeu era deasupra aripilor acelor cherubim. Deci în imaginea lor vedeau curtea, pentru că așa era împărțit templul, așa era fost împărțit cortul, curtea unde intrau neamurile, unde intrau toți acei care doreau să vină la sărbătoare, era locul sfânt, unde nu puteau să intre decât evrei, unde erau preoții și leviții, unde se cânta, unde se aduceau jertfele, și mai era locul prea sfânt sau sfânta sfintelor, care era dincolo de locul sfânt. Acolo nu putea să intre decât marele preot o dată pe an, la sărbătoarea ispășirii. Dacă privim așa, pentru evrei a ajunge în Sfânta Sfintelor era imposibil. Ei erau reprezentați înaintea lui Dumnezeu, odată pe an, prin marele preot, care intra acolo. Și singura cale de a ajunge în prezența lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, o avea, era posibilă doar prin acea sărbătoare a ispășirii, când intra marele preot acolo. Legea îi limita pe oameni. Legea le punea bariere oamenilor. Dar a venit Domnul nostru Iisus Hristos și mulțumesc cu Dumnezeu că a hotărât să vină în lumea noastră. Nu ca să avem noi în luna aceasta sărbătoare. Nu. Sunt frumoase sărbătoare. Parcă când am început să apară și reclamele și colinzele în magazine, parcă altfel este viața asta. Cred că e și o problemă psihologică, cum zic asta, în magazine, că te ține mai mult. Și probabil și cumpărăturile sunt mai consistente. Luăm mai mult, cheltuim mai mult în luna aceasta. Care nu se limitează la cât au, la bugetul care îl au. Dar nu pentru aceasta venim. De fapt, El a lăsat o singură sărbătoare. Știți care e sărbătoare în satul Domnului Iisus Hristos? Este sărbătoarea cinei Domnului. Aceasta s-o face spune că până când va veni El. Aceasta este sărbătoarea care ne lăsa. Părtășia frățească pe care o avem la cina Domnului. Și revin la textul din Evrei. Având imaginea aceasta a evrei, pentru ei era foarte greu să intre acolo. Și perdeau aceea care îi despărțea, o perdea viu colorat. O spun încă o dată, ca să arăt ce mare este îndurarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Perdeau aceea care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, era fiu colorată, era în culori stridente. Aici unde era altarul de jertfe și unde era lideanul cu apă, unde se aduceau jertfele, atunci când animalul adus era sacrificat și omul care venea cu animalul înțelegea că animalul acela moare în locul lui, moare pentru păcatul lui, pentru fără de legile lui. Totuși, privind la pedeaua aceea, știind că dincolo este Sfințenia lui Dumnezeu, dincolo nimic purcat și întinat, nu putea să intre, îți vedea neputința lui, așa cum adeseori noi, când ne cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când stăm în pocăință și smerenie înainte lui Dumnezeu, ne vedem starea noastră și e bine dacă ne vedem, nu ca să ne înalțe, ci să ne vedem starea să ne smerim. Să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu, ca El să fie acela care să ne ierte și să ne înalte. Se duceau înapoi și poate spuneau în mintea lor, o, anul viitor poate să fiu mai bun. Anul viitor poate nu o să am atâtea stări, să am atâtea lucruri de mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Perdeau aceea atât de bine era țesută. Scrie în Talmudul Evreiesc, dacă ar fi legat patru perechi de boi de o parte și patru perechi de altă parte, acele perdele, s-ar fi tras de ea, nu s-ar fi sfârșit. Nu s-ar fi rupt. Așa de bine este a fost țesută. Dar când pe Golgota, Fiul lui Dumnezeu, a spus acel cuvânt nesfârșit, s-a isprăvit, s-a încheiat, mi-am făcut lucrarea Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Pune Sfânta Scriptură că perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, știți ce s-a făcut? S-a rupt de sus până jos. Nu de jos în sus, nu din acțiunea oamenilor, nu din dorința oamenilor, că oamenii oricât au încercat să se apropie de Dumnezeu,
în strădania lor de a se apropia de Dumnezeu, de a se închina pentru că bunăoară în inima noastră, în viața noastră, Dumnezeu, prin creație, a pus acest gând de închinare, această dorință de a ne proșterne, de a ne închina lui Dumnezeu. De aici, dorința de închinare a unor oameni, a unor popoare, a ajuns să-ți facă chipul cioplite, zei, mulțimi de zei, nu vorbesc mai mult de India, ca o milioane de zei la care se închină. Pentru că există dorința aceasta de Dumnezeu, dorința de închinare. Și n-a fost acțiunea noastră în a ne apropia de Dumnezeu, ci a fost acțiunea lui Dumnezeu. Pentru că perdeaua s-a rupt de sus în jos, adică Dumnezeu, în dragostea Lui, a făcut posibilă intrarea noastră în prezența Lui. Astăzi nu mai ai nevoie de preot ca să mergi înaintea lui Dumnezeu. Astăzi fiecare dintre noi să ne putem, avem harul, avem șansa, binecuvântarea să ne prosternăm pe genunchi și să spunem, Tată, ascultă-mă. Dumnezeule, ai milă de mine. Dumnezeule, te înalți, ești Domnul meu, ești păstorul meu, ești Dumnezeu care mă ocrotește în fiecare zi, în fiecare clipă. Ce binecuvântare! Ce mare har să pot să spun Dumnezeului care nu are început de zile și de sfârșit. Dumnezeului care a creat lumea prin cuvântul Său, a spus să fie și a fost. Să pot să spun eu un muritor de rând. Da. Nu știu dacă înțelegeți. Cum rostiți rugăciunea Tatăl nostru? Nu vă treci așa un fior în inima dumneavoastră să spui Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Precum în cer, așa și în viața mea. Precum în cer, așa și în familia mea. Precum în cer, așa și în biserica aceasta. Precum în cer, în fiecare zi din viața noastră. Să fie așa? Se poate? Se poate. Dovada suntem dumneavoastră. Dovada suntem noi. Și calea aceasta a deschis-o Domnul Iisus Hristos prin trupul Său, perdeaua Său. Calea cea nouă. Nu pot să spun că sunt mai multe căi. Regret că au mari oameni, așa zis oameni, mari oameni care am citit cărți scrise de ei și chiar în zilele acestea am auzit de mare păstor, slujitor, Rick Warren, că a ajuns să facă ecumenizare. Să atragă cultele împreună și nu cultele. Și religii orientale, lumea, la pace. Există, Biblia spune clar. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, n-a spus căile, calea, adevărul și viața. Cine va intra prin mine, va găsi pășune, va fi mântuit. Eu sunt ușa. Eu sunt păstorul cel bun. Și mă rog să înțelegem că nu există mai multe căi. Din punct de vedere spiritual, există doar două căi. E calea îngustă și calea largă. Calea largă. Citit în Evanghelia după Matei, capitolul 7, în renumita predica Mântuitorului, predica de pe munte. Și spune acolo Mântuitorul că pe ușa cea strâmtă, a cei care intră, care este îngustă, dar duce la cer, duce în viața veșnică. Calea cea largă, spune că este largă, este poarta, mulți sunt acei care aleargă pe ea, e ușor de intrat, e ușor de mers pe ea, dar duce la moarte, duce la o sfântă veșnică. Aici ne putem analiza. Dacă crezul nostru, care spunem că e al nostru și mergem în credința aceasta, ne dă posibilitatea să mergem cu un bagaj care ne place nouă, cu trăirile noastre ascunse, cu păcate, cu fără de legi, cu plăceri, nu-i nicio problemă. Într-o zi le rezolvăm și pe acestea. E largă calea aceasta. Și mulți merg pe ea. Și nu-ți dau seama. Restricțiile care spunem noi între ghilimele, pentru unii sunt prea înguste, nu sunt altceva decât binecuvântarea lui Dumnezeu. Întrebare. Așa simplă, ca o ilustrație. Dacă peștele ar hotărâ la un moment dat în malul mării să spună, auzi, m-am săturat cât am luat prin apartă. Eu vreau să sar apartă. Că e prea îngrădit aici, nu? O peștele din acoară, care l-aveți mulți acasă, să sară afară. Ce s-ar întâmpla? Ar trăi? Nu, ar muri.
Hotarele pe care Dumnezeu le-a pus pentru a fi ocrotiți de mâna Lui nu sunt altceva decât binecuvântare. Nu sunt altceva decât siguranță. Nu sunt altceva decât ceea ce Dumnezeu dorește. De aceea, dragii mei, ca să avem o viață fericită în toate aspectele trăirii noastre pe pământul acesta, să intrăm pe ușa cea strântă care este Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne apropiem de El cu curăție de inimă. Să ne apropiem de El cu toată sinceritatea. Să avem această relație personală cu Hristos. Autorul cărții Evrei spune mai departe, pe urmă, după ce ai o relație sfântă cu Hristos, trebuie să ai grijă și de frații tăi. Nu? Îndemnul tău, la ce ne întâlnim? Care sunt discuțiile noastre când ne întâlnim? Vorbim despre lucruri sfinte, despre ceea ce ne îndeamnă la mai bine, la mai bun, la mai aproape de Dumnezeu, dacă da, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și de ce? Că ori de câte ori ne întâlnim, precum seara aceasta, sau oriunde, acasă sau pe stradă, când ne întâlnim și discutăm, știți că în cerul se scrie ceva? Se scrie o carte de aducere aminte. Dar de ce se scrie cărțile acestea? Că într-o zi va fi o judecată. Și spune aici, știind sau că vedeți că ziua se apropie, spune versetul 25. Adică ziua care se apropie nu era altceva decât venirea Mântuitorului. La aceasta se referă scrierea din Sfânta Scriptură. Când va veni El, aceste cărți de aducere aminte se vor deschide. Și vor fi acolo gândurile noastre din seara aceasta? Nu vorbele, și vorbele. Dar în primul rând gândurile noastre, sentimentele noastre, pe urmă vorbele noastre, atitudinea noastră, ceea ce am hotărât în inima noastră, vor fi scrise acolo. Și în funcție de bine sau rău, vom primi răsplata sau sfânta. Dumnezeu să ne binecuvinteze în toate lucrurile. Amin.